Bună ziua, domnul Savin! Vă salut! Ce faceți? Uite, aici la animale. Mulțumim că ne-ați primit! Sport, e bine, bine că ați venit! Ne arătați un pic? Vă arătăm tot ce ferma este. Dumneavoastră. De unde începem prima dată? De la alea fătate, de la alea ce trebuie să fie, de la... De la care doriți dumneavoastră? Haideți să le fătate, merge. Aici avem, putem cu totul. Eu aici stau. Aici, aici stați și... Și zi și noapte? Nu mai da, eu aici stau. Am bine că stăm la casă, în jos mai stăm, dar acum nu ne tot plimbăm pe ziua că... N-ave ce face, trebuie să fim lângă ele cu zi și noapte. Câte oi aveți, domnul Sfânt? Spus în jur de 400. Aproximativ. Ceva foarte puține. Capre cu oi, cu berbeci, cu tot. Aceste sfătate, alea mai, cu mie mai mari. Aveți o singură rasă? Nu, sunt mai multe rase. Nu. Eu sunt oi turcane de-a noastră, oi care rezistă aici, care au... Care dă rămâne, care dă și lapte și și miel să ai primăvară, că nu poți avea numai... Și la oaie cum îi? Cum îi dai, așa îți dă. Îi dați porumb? Le dau. Fără porumb nu merge, nu? Lucernă, fâine, dacă... Să văd miei, că ia, sunt miei fătați de 3 săptămâni și ceva. Sunt destul de rotunzi, care cunoaște la mie și la urmă. Am pune de tot. Asta e bucuria dumneavoastră, domnul Savin, nu? Uite, da. Să vedeți miei frumoși, grași. Deci, dacă vezi miei că le îmblă gulerile după cap, cum se spune, înseamnă nimă. Cum ai zis, dacă vedeți? Deci dacă vezi că la miei îmblă spatele și nu stă covrigă, înseamnă că e miel. Dacă le vezi așa anită cum se mai văd pe la unii, aia nu mai poți numi miei. Aia la număr. Sau oile, să văd pe ele, uite cât e de groasă. No, bă, și mai tineale, că nu pot fi toate egal, ca și oamenii, nu pot și oile numai... Sunt mai bătrâne, sunt mai tinere, nu le pot toate forma într-o an. Să oile să formează... Da, vă place să fie așa de un singur fel sau dumneavoastră nu aveți treabă? Că nu. La noi în zonă toți au băle, un singur fel. Știu, și eu am băle. Dacă vedeți bine, și eu am băle. Le văd, le văd. Dar cum să zic, băla e o oaie foarte bună, e o oaie foarte tare, o oaie de strâng, dar nu-i de lapte ca noastră. Nu-i de lapte? Nu. Eu nu mi-e rușine, că mulți rușine să spui chestia asta, dar eu știu. Eu am luat băle cu origine și am băle. Am berbeci, vară băle, că am băgat. Cam cu hârtiile astea, cu banii ăștia, că nu ești ca aia dacă ai oace și nu poți sau dacă pistruie, cum am băgut noi la noastre, oile noastre sunt astea, cărbunile astea, cea mai bune de lapte. Nu, no, cam astea cu roșu, cum am avut, dar lumea am o nebunit. Eu, dacă să arăt o aia de asta cu roșu, să vie unul la primăvară să o murgă. Sau o cărbune aia din asta, adică cu capul negru. Ia aici, Ghidiu, pur-o. Astea sunt ce am avut noi odată. Și brezi, astea sunt care sunt zona noastră, care mărs foarte bine. Și bălile mărg mai bine, poate, mai tare, oi mai de turmă, mai liniștite. Mie e foarte bunele, lapte mai puțin, mai gras. Dar e mai puțin lapte, nu în țarcă toamna mai repede. Fată de vreme, într-adevăr. V-a deranjat că v-au băgat cu originea? Nu că am deranjat. Uite, vegeța asta negră se abrează, așa v-am eu dată, ui, ia de mult. De prima oară când vă doi așa. No, eu vă arăt că am câteva acum. Da, eu mai am. A zis că de mult. Mai, înainte doar așa erau? Breză, ghesea lui. Le vedeți? Da. Nu știu că se vede, haideți mai la... Uite aici. Oaie mare, nu poți să zici, oaie de vin. Foarte mare. Și foarte frumoasă. Dar ce rasă este aceasta? Că... Nici eu nu știu, bătrânii noștri cum a trebuit, nici aveau, mai are cineva la noi, ne-a jumat câțiva și tot am mânglat mult să fac, acum am trebuit un berbec. Avut anul trecut un berbecuț de gemănare de doi, a murit. Nu știu, s-a întâmplat, nu știu, multă lume l-a plăcut și cred că mi l-a cerut. Uite, astea sunt care mie e cel mai... Dar să știți că e prima oară când văd... Las că nu mai are, că mai am. N-am două muri, pe stilul ăsta. Dar și acesta spuneți că este nebună ca orice... Da, nu știu, deci ce mai căutați? Serios? Când cineva, unul s-arăt pe una de acolo, de la vale, mi-era mieluță, nu știu ce sunt eu ceva. N-am știut, da. Dar și eu. Și ca lapte, și ca miel?
Vă arăt la primăvară ce miel are. Vi-l arăt și acum. Să vedeți că ăla, la, când dau mie, are peste 40 de kg mielului la oaia. Ceva curios. Dar bine, eu nici n-am mai văzut rasa asta de... Păi, acum mai este ceva la semănături. Dar vă arăt acum. Dar auziți, aceasta neagră, neagră ce rasă este? Da, este tot să trag din rasa aia să tragi. Neagră lăsă scos. Nu știu dacă la zona Vatra Durni încolo, când era oerit, oerit, avea unii la Suceava, acolo, o parte și de Bucovina, toate oile negre le mugeau aparte, făceau brânză aparte de la ele. Aveau câte 3-400 de oi, aparte le mugeau, le purtau aparte. Dar de ce? Era... De cineva să-mi spune, să răspundă mulți care știu. Era laptele mai bun? Are lapte și mai bun și mai mult. Uitați! Cărbunile astea, uite, toate se trase pistruile alea, alea se oie de mult pistruile alea și le avem noi, vezi? Cu negru. Cărbunile astea. Care nu le taie nici o oaie, nici... Poate să mă aducă foarte bune și brezele, nu că zic, dar slabe, slabe la munte sus, dacă le duce slabe. Nu le mere bine. Eu am câteva țară să le zic, uite oaia, vezi? No, tot așa mâncă la porunș la astea, dar uite, de ce nu-i mere între astea cum trebuie. Mielul acesta negru? Ăsta e din doi. Ai și pe fratică. Ăsta e din doi? Uite-le cât e de greu și de frumos. E mieluță, două mieluță și le țin pe amândouă. Dar se trage din... Dintr-o aia neagră. De acolo e mama, să te arăt. Mai este unul, trebuie să-și ia și sursă. Unde, doamne, e că... Da, multă lume spune că din doi nu cresc așa bine, dar au crescut... Cine? Hai să-ți arăt o crlanie aici și am din doi, am 4-5 crești din doi. Dar zic, acum mă uit la fel de mare ca și ceilalți. Da, am și pe frață, v-am zis, nu vă mint. Am pe frață, uite o mieluță. Ia uitați-o. Nu e ăla, că e negru ca și ăla, trebuie să fie. Da, lasă că... Acum sperete, cum ne băgăm noi pitrele, eu când eu cu ele nu sunt așa sperete. Da. Uite așa, mi-s foarte drag și bărbine, nu pot să zic că am astea, soli bune. Dar v-am zis, miei să fac poate mai buni ca de la astea lat un pic, în timp. E laptele mai gras, nu știu de ce, e un pic laptele mai gras. Nu știu, au ele, lor. Dar pentru zona asta sunt... Sunt foarte bune. Sunt bune, nu? Mai bune ca noastră. Dar de ce spuneți? Mai bun, da, mai tari, pot făta miei, fată, nu, măt. Nu. A zis a noastre ce este cu cap negru și cele negre, doar în zona asta au crescut? Da. Știți, ce mai bun un pic ca noastre, așa, ca idee, vă zic, nu ca de lapte. Eu nu vorbim de partea de lapte, vorbim de partea de tărie, de oi tari, oi care stau și rod bine, mâncă pe turma acolo, dacă le lești toamna aia și stai lângă ele, tătă noaptea pască. Vă zic, oi foarte, sunt mai liniștite, nu aleargă atâta. Astea noastre sunt un pic mai alergate, le place mai astfel. Îmi place cum ziceți a noastre, dar ce, înainte aici erau turmele doar din oi din acelea? Da, noi nu avem, erau un fel de băle, vă arăt, gole în cap, cum am vrut, gole în cap, nu așa lânoase, dar era foarte bune de lapte. Era foarte bune de lapte, erau alt sistem. Astea sunt niște oi mai liniștite, într-adevăr, niște oi bune, uite, și pe miei se văd băle aia că sunt ce se joacă. No, nu să zic, nu să mai și aleargă așa. Nu de lapte ca aia astea la alte cele. Că și oia, eu le-am adus tot, tipi la Cântioana, de pe acolo le-am adus, tipi la Șiu. Dar când ați început, domnul Savin, să țineți oi? Eu din 2012 am început să țin oi. De când am venit din străinătate. E o istorie lungă dacă vă povestesc tot. Puteți să spuneți un pic așa în mare? De copil mic mi-au fost dragi oile. Oile și cai. Și cai. Oile și cai. Care nu pot să zic că și vașile, dar... Parcă astea m-au atras mai mult și m-am zis că aveam 7-8 ani încolo cu un cerș de-a meu și mergea la oi, acolo pe munți, pe curare, mă ducem vara cu el, mă ducem la, depinde, 3 luni, 2 luni, jumătate, cum scăpam cu școala. Și de atunci am fost dragi. Eu mă tot gândeam atunci că, băi, cum să-mi fac și eu, băi, cum să-mi fac cu ei. Și eu, dacă da, Dumnezeu, până la urmă, și mi-a făcut. Dar chiar cum ați făcut schimbarea asta din Spania? Mă gândesc că ați lucrat... Da, eu am lucrat în Spania... Cu totul altceva decât... Da, am lucrat în Spania câțiva ani. Am venit aici, banii și am făcut, am investit în terenuri și în construcțiile astea și am cumpărat oile. A, deci ați cumpărat oile atunci. Da, eu am cumpărat atunci... Vreo 100 și ceva de oi, au fost foarte scumpe când am luat, să știți, era, am luat cu 6 milioane bucata, cu 5-6 milioane pe timpul ăla. Am cumpărat 100 și ceva de miei, atunci primăvara, 100 da, au fost mai ieftin miei ca da, au fost foarte, atunci eu am
se vindea cu 8-9 lei și am dat 10 lei pe chirță, n-am cumpărat. Da? Lasă-mă, mic, adică pot confirma, nu pot, nu vorbesc prostit. Nu vorbesc prostit. Și, uite așa, după aia este la altan, tot am mai cumpărat niște oi și am ținut miele și am tot căsit. Da, am, cu ceva trebuie să ne ocupăm. Nu știu ce este. Spune așa, dacă și aia astea. Eu zic că pentru cine se grijește de ele, să merită, să le ții. Deci, până la urmă, sunt rentabile oile. Auziți, să vă spun, eu am fost și am filmat în multe locuri. Multă lume spune că sunt, altele lume spune că, că nu este. Până la urmă, care știți este? Știți care-i treaba? Vă mai spun una. Sunt rentabile să le țin numai pentru subvenție. Cum le țin unii. La aia să știi că nu sunt rentabile. Și le țin pentru subvenție și nu le drag să nu le mai ție. Să le dai pace. Că am mai văzut și eu tot felul de comentarii și de videoclipuri care, nu știu cum să zic, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu așa să țin. Oaia necesită exact ca și omul. Atenție! Nu poți să ții numai... Eu știu că și eu la început n-am fost, ce să vă zic, că Doamne, mi-a fost atent. Acum, i-am... Acum cât de cât le selectați, nu? Vreau să-l selectez, oricum vreau să selectez. Acum vreau să schimb o rasă de berbeci și să aduc din primăvară altă rasă de berbeci. Dar faceți schimb sau cumpărați? Cumpăr. Cumpăr. Eu mă duc și acum, deja am vorbit. Vreau să bat ceva, am să vedem cât a merge, ce trebuie. Să încercăm, că eu v-am zis. Vreau să fac oaie de lapte. Oaie de lapte? Da. Și din punctul dumneavoastră de vedere, care este oaia de lapte? Este o combinație între cărbună din asta și bălă și niște berbeci aduși. Nu știu, nu. Dacă o să veniți, o să vedeți la primăvară, încolo, la vară. Am eu ceva ținut, dar o să combin într-o... Nu-i nici brez, e tot un cărbun așa, spre maroniu un pic. Dacă, cum v-am arătat eu aia, așa, uite, mai maronie, nu pe negru, un pic pe maroniu și un pic așa brez, dar puțin. Sunt oi mari și dacă bai, aia sunt berbești, cred că foarte mari, sunt berbești groși. Mărg bine combinat o să cu bălile. Am încercăm, că bălile sunt oi tari și iese ceva între. Nici, iese mai, ceva mai bun poate. Se, tot am văzut pe unul și pe altul, acum din povești, că domnule, am dat da. 10.000, 12.000 de lei pe un berbec. Se justifică să dai bani ăștia pe un berbec? Vă întreb, acum că dumneavoastră știți. Ascultă-mă, cine are bani se justifică? Cine are bani? Cine ține că sunt multe lume care nu-s ca noi să stai cum stai un trei. Care are bani și face dintr-o pasiune sau ține și... Eu n-am mulți concesionați și alte prostii ca să iau o groază de bani. Eu trăiesc de la eu, de la ele și ele de la mine, cum să spun. Da, ideea era berbecul ăla de 12.000 de lei. Nu face nimic mai mult cu ce face unul din ăsta. A, deci nu își face. Totul nu, e de fală sau de... Nu? Eu nu văd că oaia aia face 400 și dă lapte pe 400. Ca să știți. Nu. Tot așa de. Numai că o ajuns pe amul lumea în ziua de azi care au, așa, v-am zis, care-i faza, mai au bani și bă, am dat la unul că să-și facă pe hotel la... Au... Bă, ce berbeci am vândut cu 12.000, am vândut cu nu știu cât, am văzut cu 3.000 de euro un berbec. Dar ce face berbecul ăla? Ma, deci ați văzut, deci e adevărată povestea, nu? A fost și pe la Hațe, că a fost pe la Ciornești, pe acolo, pe eu să ținem. Eu nu văd să... Trebuie nu numai acum rezultatul, trebuie și la vară. Când facem brânza și noi trăim mult și de la brânză, noi facem brânza de la ele. Noi nu trăim numai din ei, că gata, îs o tură, fată oile nu le mulc și le bagă, le țarcă și fată iar. Dar știu că sunt care fac așa, sunt, că am fost și... Sunt foarte mulți în ziua de azi, lipsă de personal. Aia din lipsă de personal, de oameni. Dar rentabilitatea unde este? Miei și brânza, nu? Da, cum? Miei și brânza. Cel mai mult e miei, dacă ai miei cum trebuie, nu? Dacă nu... Dumneavoastră, la câte kilograme vreți să-i faceți și să-i dați? Adică există, aveți un standard așa? Da. Depinde. Eu acum, de vreo 3 ani, lucrez, am văzut că merge treaba cu mine, lăsat să fete mai devreme. Deci am avut miel care a ajuns până la 50 de kg. 50 de kg da. Miel? Da, azi primăvară, nu vă mint. Deci n-ar avea să spun. Da, o medie undeva 30-30 ceva. Atunci a pus să zici că poți face ceva pe mielul ăla. Ce rentabil să ții. Bun, nu zic că tot, zici că fată mai târziu. Ăla nu mai ajunge să-l fată mai târziu pe ăsta niciodată. Bun, oile astea în august, deja să-mi mărlesc, să stărpesc cu tură bălele. Ia să zic, îmi pun ele că fată de vreme. Și ar trebui un pic mai lucra la ele. De aia vreau să aduc, să bag berbecii aia ca să le combin un pic, să le fac. Da, berbecii cumpărați sau? Am care țin și eu și vreau să cumpăr să mai schimb, că nu-i
după câțiva ani, bine ca să nu bagi tot așa șperbici și nu. Să legi din mamile lor și mame să văd că se transformă, să... No. Nu-i bine, trebuie să mai schimbi. Da, da, dumneavoastră aveți origine la ele, nu? Deci ați cumpărat de aici. Am și origine, am origine la o tură, sunt cu astea băle și am câteva care sunt origine cu ele, am o... O exploatație, cam două exploatații. Eu pe toți care am întrebat, au spus că au fost mulțumiți de, de cum ați avut prețul la miel. Da, deci fost bine. Nu putem zice că eu nu știu cum o dat alții, am auzit că și mai scump și mai e, că eu am fost mulțumit, dar a fost 18 lei, 40. Cu atât a gădat. Da. Păi am înțeles că sunt o seamă care au fătat din început de decembrie și eu vândut deja acum. Da, eu știu, am un prieten și eu pe la undeva. Îți fătați din noiembrie început a făta. Așa, așa. Dar nu le mulce, din noiembrie, nu, păi ce să vorbim? Aia că acum îi dă și acum e și mai mare prețul. Prețul 20 ceva de lei pe kil poate e, nu, eu înțeleg. Dar gândește că și mielul ăsta până îl faci de kilograme, ia cu o manică, pe timp de ană te se dai să mânci. Și acolo sunt costuri. Să nu credeți toată lumea care vede, bă, face greu, dar te gândești că de iei un tir de malai și adu iei luțărnă sau faci și plătești oameni. Asta e. Păi calculați un kilogram de pe oaie cum se dă. La 400, 400 de kg pe zi. Păi eu nu le dau, să zic, un kilogram. Bine, am dat un exemplu. Dau, eu vă zic sincer, le dau undeva calculat cam 700 de grame acum. Da, și dacă mulțești cu 400 de... Da, astea, eu ce să zic, poate le dau mai bine după aia, dar acum, Anita, dacă să v-am zis, le dau imediat, le dau luțărnă. Le dau odată, o tavă, odată luțărnă, le dau fâne amulea astea care sunt fătate, la alte fâni. Că le merg, le venim și pe alea, v-am zis. Nu pot să le... Ții numai ca să fie ținute și oile astea. Oricum, aveți oi frumoase. No, și... E mijloc, nu, că sunt alții care văd, stă cu malaiul, ia acolo nesele și nu mai pot mânca. Am văzut, am fost, sunt. Dar ăla nu, poate n-are luțăra să-i dea și eu dau. Da, să vă spun ce am văzut interesant. Am fost la Colibița și este un domn Dan. S-au zis că de când știe el, el nu a dat porumb la... Știu. Au zis că are fânez bun. Cum spuneți dumneavoastră, lucernă. Și-a spus că el poate. De vreo câțiva ani încoace dau porumb și a, deci se poate, nu e... Se poate, numai știți cum e. Salut. Dacă fate, să fete mai târziu. Dacă să ai să le dai, ia de acum, să le dau, că și eu făta mai târziu, oile îmi făta numai de prin, să știu, februarie, prin 20, cam așa. No, atunci am ajunge și mie să le dau până în primăvară, să le țin altfel. Vă că fate mai devreme și nu le dai, oile se trag, slăbesc și nu mai au putere, nu mai au nimic. Aici mai avem o sută de oi și pătați așa mare cele. Da, de ce le-a separat cele mici de cele mari? Dați seama că ăștia sunt fragi, sunt scruzi, îi rup. Mamă, dar ce le-ați dat să vă mânci? Ce-i asta? O tavă. Cum arată o tavă? O tavă din asta, așa mai... Astea ce-i fată prima dată, vă spun sincer, nu le dau nici mult. O tavă că... Luțărne că nu sub miei și apa am de le cătamul și după ce se ridică miei la o săptămână jumate tau, ea le pot mânca și luțărne și atunci am miei sub. Astea niște ce, mai... ce miros frumos este de la... De la nutreț. Da, foarte frumos miros. Dar gândiți-vă, v-am zis că noi facem tot prea manual îl fac aici. Oameni, lusc pe jereze, lusc pe... Păi și cum? Lasă că vă arăt să țin o pară de luțărne. Vasile! Tu ce poți să țin o pară de luțărne aici jos? Dar cum asta, ce trebuie? Costiți cu mâna? Da, cu costoarea de mână. Și cu mâna, ai că am costit cu mâna, n-am păr pe cap. Zile întregi. 50 de zile de costă. Păi ușor. Acum, nu, sunt costitorile astea, sunt... Le s-a tătat numai de acum, de zilele astea multe. Bine, că am o să cam oprit un pic fătările. Mai aveți multe de fătat? Vreo 100. Mai sunt vreo 100 de fătat. Pătură până în 54 mai recent și apare restul până la vară și furgăm în munte, da, prin munte tupate. Dumneavoastră la Paști îi dați toți miei, nu? Adică nu, da. Nu țineți. Adică țineți și aveți de ținut, dar nu... Mieluțele și le țin atâta. Ce țin mieluțe? Auziți, de ce mergeți la munte? Nu aveți aici unde să... Zona de păstrat. Am stat și pe zonile astea, am stat la hutar, dar muntele e mai bun ca hutar. Mai bun? Mai. De ce? Oile vin mai sănătoase. Îi alte, brânza e mai... E mai bună. Dă-i și luță, că nu numai o tavă. Dar care e mai bună? O tavă sau... O tavă sau... Asta e dincolo, nu o tavă. Asta e o tavă, vedeți? O tavă uscată de îngeles. O, e o tavă grasă, că cum o stat de târle oile așa, e o tavă grasă asta, nu putem să...
Luțărna tot, avem luțărne pe pun. Am 2 hectare ceva de luțărne. Care punem până în 3. Și acum am iarul să le dăm și le să. Dacă nu le dai de astea lungi, din fân lapte nu au oile, să știți. Din fân nu, a? Din fân au, dacă au, nu pot să aștept în ei. Le mai dai și porumb. Atunci aia le să... Nu, nu-s plămânde, vedeți că nu se bagă bine. Poate suntem noi și speriate. Oia plămânde te dă jos. Te dă jos? Te dă jos. Serios? Garantez. Da, deci, până la urmă, e adevărat că brânza de la munte e mai... E mai bună. Mai diferită, nu? E până... mai grasă. Eu zic că brânza din munte... E flora aia care nu avem aici la... E aerul ăla curat, e apa aia bună. A, deși și apa e un factor, da, apa face foarte mult animale. Dacă ai apă bună, dacă ai apă trocită și din păraie... Dă-i jos. Mamă, cum e, pe asta e verde. Dă-i jos ce v-am zis, de astea am le dau acum și lămâș la mnea slău. Ia puneți în această, vedeți, această mână. Asta trebuie să-ți vede pe mai tare. Mamă, dar pe asta e verde, verde. La astea nu le predau, numai cu ciopii, v-am zis că nu sub miei. Vedeți neagră aia, Anita, ce așa cu limba să fie grele ce le-am. No, neagră aia are miel o săptămână. Nu suge numai de o țâță. Toată dimineața trebuie să cați, dar mari, miei care mai mari îi dau suge. Ia, vezi că ăsta se dă la mâncare la de-asta? Da. Da, nu știu cât se dau. Da, păi, dar nu vedeți cum arată, e verde. De ce v-am zis că luțăm mai luțăm? Nu, noi uscăm pe județ, nu balotăm. Știi? Dar din când se balotează... Cum a zis unul de la noi, un bătrân, face să vine să o mâini și tu când o vezi așa faină și verde. Dar când se balotează să pierde... Frunza atâtea praf în ea, vezi frunza atâtea ne. Când se balotează să pierde din... Da. De se pierde, nu? Se pierde, se zdrobește foarte mult. Noi, de exemplu, după ce a luat o verde, o cosim și o punem verde pe leț, pe jureadă, e așa asta. Și când o strâng dimineața pe rouă ca să nu se zdrobească. Nu mai țupa. Ce miros are. L-am văzut. Chiar e un miros frumos, serios. Nu. No. A uitat că s-au pus să mănânce acum. Nu pun o tură, care nu se pun. Care, le duc la alea încolo ce vor. Îți fătate de acum aia să tură oile mai 2-3 zile până își revină. Fătate o tură de miei mai mari. Oile se rup tare. Se rup? Da. Dar uite, bebești mari, când căciar e unul la întăiat. Și se strică oile. În câteva fătări, e gata el. A, pe aici aveți probleme cu anii, cu astea, cu lupii, a, cu uși. Vin destul. Vin? Azi e capul meu, ce treaba am avut anul ăsta, și amui anul. Deci vreo 2 ani încoace, 3, am avem probleme mari. Avem foarte mari. Aici unde sunteți acum? Nu aici, sus, aia unde stau toamna cu ele, și la munte. Batacă? Am un anul, 4 nopți am dormit numai în jeep. Numai în jeep? Pe cuvânt, din jeep le-am păzit. O venit prima noapte, i-a rupt seșul. S-a zis că a fost o ploaie sau o vreme urâtă. Câinii au fost trași un pic o tură de mii, dar nu au o rupt grumază la două. Le-au rupt grumază, au fost vreo 4-5 lupci. Au împărțit câinii și unul a rămas și le-au rupt grumază. Unul a luat-o și mi-a băgat-o într-un părău și l-a găsit-o cu câinii. Atunci am scos-o, dar au mâncat-o. Aici aveți care trebuie să fete? Aici am berbecii ce trebuie să fete mai târziu și cârlanii de anul trecut. Cât ați ținut? Păi am o jur de 40. Dar așa țineți an de an sau? Păi, cum să vă zic, 30 și ceva, 20 și ceva, 30 și atât de anul am ținut 30 și ceva, da? Acum... Știi cum că și eu am mai vândut, că eu mai trebuie bani. Trebuie și bani. Acum, nu, în scanul ăsta vreau să sunt mai mulți, vreo 50-60 să vedem. Dar ce zonă frumoasă aveți, domnul Sabin, aici, serios. Eu splendoare. Tot ați cumpărat de aici dumneavoastră, pământul dumneavoastră particulare? Da, aici da, aici am eu, acolo ăla meu. Aici un vecin și din la gard încolo. Ce să facem, asta e. Aici am toți țineți pentru dumneavoastră? Am vreo cât, vreo 4-5, cum ăștia vreau să scot. Sunt mai bătrâni, de 4 ani.
Și nu mai merg. Adică mai merg, am berbecare acolo, am de... Am doi de 6 ani. Da, e bine să te țineți așa. Care-s buni, bine. Care-s buni. Care nu-s buni, nu mă lăs, nu are să te. Am ouă așa, nu-i mai țin, că am scris, nu-i mai țin, nu se schimb. Azi schimb mult. Mai am avut ouă așa, nu se... Între astea băgat, o doi, mai tineri unul. Astea fată mai târziu. Așa, așa ați băgat berbeci, așa ați văzut dumneavoastră? Nu, de s-au tot înturnat, în toarnă. Multe, cum am avut azi vreo 500 și ceva în turmă. Dai seama. Da, dumneavoastră că mergeți la munte, luați și oile oamenilor, nu? Da, am și de oameni, am luat vreo 200 și ceva. Am avut azi vară. Dar nu ați fost singur, ați avut o? Am avut un sacrificiu, mai avut un cumpărare. Am avut oameni, dar numai la fel câte 5-6 la munte. Trebuie. De șase am pus cam bambu. Se caută brânza, domnul Sabin? Brânza se caută, era mult mai rău cum era pe vremuri pita caldă. Asta se caută pentru că întoarce puțină brânza acum. Ați avut preț bun, ați fost mulțumit de preț? Chiar cât a fost prețul aici? A fost bine, a fost bine, eu am fost mulțumit. Eu am dat-o, nu pot să zic ca 11, unul, că eu am dat-o cu 50 de lei. Pe atât a fost și la mine, 50 de lei. 50, alții au că o dași cu 55, cu 60, nu știu. Am dat din primăvară și cu 45. La care am mai dat asta nu. Da, brânză, dacă ar fi cât de mult acum. V-am arătat, am zis să vă arăt. Dar mă băgat să văd dacă pot să-mi uitați. Ia alea că sunt două surori din golaltă. Dacă am avut foarte spărioasă, uite asta, una cu cornie. Nu să vi le arăt, ai zis că nu să fac două scârlani. Că astea acum de anul ăsta, nu-mi plac să face pe afară, numai acum ne-a scuze câteva zile. Ăștia scârlanii, nu? Da, scârlanii. Ia să v-am arătat un alt. Neagră cu nasul ăla, vedeți un acolo? Da. Aia e cârlană. Pe ăsta stai într-o șură. Asta e! Adă un pic de malai. Într-o zigăleasă. Nu pot să vă arăt, că ai zis că sunt de doi. Asta se vede cu corni, cât de mare, cât sunt cele mari. Mai astea una, dacă fii toți lângă ea. Sunt amândouă cu capul de acolo, breaz, așa. Sunt surori? Surori. Să văd că sunt așa una, sunt identici. Am încă ca asta și se merge mai micuță, mai ca s-a fost fătate acolo la munte, o sunt cu mâna azi vară, după ele, vreo rog. Două. Sunt fătate târziu, sunt surori. Îi care... Da, observ că a ținut multe din două, de ce? Da. Tot două, două, două. Deci... Și una la mână zinoi bune, doi la mână cei din doi fată tot doi. Serios? Da. Adică se respectă asta? Să cam sânge, să știi. Să cam sânge. Dacă nu ții din doi, nu aștepta că n-ai din doi. Cu toate că mie, eu nu-mi fată multe doi, că mi se mărlesc și foarte de vreme să mărlesc în munte. Și în munte, după ce să... Ele și fata amua mele ultime, mai pe ultime și aici, astea pe mai fată doi mai mult. Și la toți care am fost au spus că unde-s doi, nu-i bine, că unul și bun. Da. Am înțeles, mi-a zis. Știți de ce? Mă mai zic că ceva, dacă oaia e bună pe spate, din toamnă, și o menții, și cu doi, dar necesită atenție mai multă. Deci să-i dai la oaia aia ca să poate ține doi. Că dacă oaia slăbește, și mielul slăbește. Și e slab. Eu uitați, ai o tătă iarnă. Cine, soția dumneavoastră? Nu am probleme, o fătată, o frigură, am upi la... De la bobocează în coșe când o prins la fătă. E fătat afară, a fost minus 15 grade. Sau 14 grade, dar nu mi-a murit mie. Nu vă mi. Eu în seașa am o tătă de casă acolo, în sale acolo o fătat. L-am găsit fătat dimineața. Și au fost fricus. No, i-a zis, bălele astea sunt un pic mai rezistente și cu la oile, la mie, la fătat. Numai că atâta nu-mi plac la ele, nu se lapte ca să lapte. No. Aia, tata. Ui, aia una iară cu doi, se vede cu urechi mari, v-am povestit eu că de alea băle cu corne în cap. Și a doua cum ar veni. Da, aia, vedeți, se vede acolo. No? Aia e tot din doi. Și fătată mai târziu. Dar nu mă zic că astea, uite așa, că e mare, e destul de ridicată, este cu... Și cu aia la altă, e acolo, e sora sa. Fața față la noi, ai să văd două. Da. E surori. Pune-l un pic de malai să vezi vin. Numai că-s perechea. Eu ce am ținut, aici nu... Sunt cam din oi ce soi, care sunt mai bune. E bine, nu? Le țineți pentru noastră. Le selectez. Una la mână, să n-ai bătâță nici. Sunt mult greu? Păi alea sunt mult greu și timp pierdut la mulți.
aia poate fi cât de bună, dacă n-are, asta e tot din doi, vedeți? Uite asta e structurul cornului, tot din doi. Numai un pic cu unele. Le trebuie și la celelalte. Oh, nu le mai pun, da. Da, le fac, lasă-mă fi să stai numai acolo. Eu pot prinde, eu ia facul la te pun. Lasă-mă să mă duc la rând timpul, le fac. Am văzut capul, mai zis. Hai, poate, hai. Asta la lână, sunt rețetele mai... Asta părea, cheamul, că ați fost... Nu-s așa, Gigi. Eu nu am mai văzut toi negre așa, serios? Deci... N-ai mai... Uite-o! Asta ce s-a văzut și o vezi? La e așa, la e la lână, zice, la e, nu, nici negru, nici... Și cu corni, nu? Dar aveți una, două, trei, aveți multe! Da! Și foarte bune, Gigi, la fiu, văzut că e neagră aia una micuță acolo, dar nu-i capră mai bună să dai la fiu când o aia neagră. Eu nu o dată să vine când o dată să filmăm, când fată, să vezi ce pulpă are și țâță, că așa au mușcat pe vași. Și să vezi că lapte de nu vorbești prost. Oile neagre sunt mai bune de lapte ca să lapte. Am fost și am filmat în tot județul Bistrița, dar eu n-am văzut oi ca negre încă. Serios? Ai văzut că... Nu știu cum să vă zic. Uite, nu. Eu am multe negre. Uite, aia mama, lua alea doi, aia ce cu corni, eu ai mai bece. Mă văd. A lua alea nite ce cu corni, să vezi, să-ți prind ce țâță au oile alea, să vezi ce țâță are. Uite, îți dau o sură, să văd acum una pleacă în vale. Foarte bune de lapte oi. Și rezistente. Ai încă acum, mă, la aia, sără. Dă-le rea la fel înainte, vedeți? Mai am cărbune, ai una și acolo pe rece. Adă numai un pic, ia de acolo, adă o mână să-l prindă. Dar cărbună, așa e numele lor denumite? Cărbune, da. Capul negru, noi le zicem cărbune. Sunt și cu corne și fără corne. Eu am luat de la cineva prin 2018-2019. Cumpărat vreo 100 de oi. Am cumpărat 70, odată 20 și ceva. Omul ăla le-o de aici tot din la noi, din zonă, s-o turnut. Cel mai bun bani. Ce am învățat? Da. Ala m-a învățat mult. Omul s-o... Ai îmbătrânit, au timp, bă, din el asta, măi. Dar ce oi, au avut tătii astea și le vezi cu capul negru de la el. Așa vreți să faci și dumneavoastră, da. Majoritatea? Da, așa vreți să faci. Nu, astea sunt... Nu știu cum să vă zic, sunt niște oi foarte buni. Nu, uitați-o, filmați-o pe asta înainte. Uite ce corne are cu nasul alb. Îl văd. Și mai am una. Mai am una, dar n-are mult pustă. Hai la mă. Dă-mi gol, dă-o la mine. Lasă-te de-o să-mi. Lasă-te de-o. Asta e miorit. N-o pe ta. Ce-i, ha? Uite, uia pe aia o vezi, are... Da. Ce? Pe aici sunt... E ca o dalmațean, că e dalmațean. Da. Uite-o. Nas, corne, faine, laie. Asta fata mai târziu, că de-aia am zis. Nu se cunoaște, n-are numai un pic de pulpă. Astea mi-e cel mai dragi ui. Dacă aș avea noroc eu un berbec de ăsta să-l prind undeva. Da, dacă... Am avut anul trecut. E acolo sora sa, că e sora una, o mieluță și eu am. Și la berbec a fost brez, așa mai fain, brez cu capul negru și negru și urmate coada albă, cu ceva fain. Mă luam, da. Cu diarie, nu l-am putut scăpa cu nimic. Da, nu puteți să-l țineți dacă aveți berbecuți. Să-i țineți dumneavoastră. Păi eu am avut, vezi, mi-a murit. Eu asta, dacă aș putea un berbecu să bag numai cu el, vine și asta jumate coada albă. Dar nu... Un acolo care trebuie să-mi acum cu alea. Nu găsiți de cumpărat. Nu știu dacă aș găsi de cumpărat. Dar să știți că am fost și mai la... Mai găsești aici la noi, mai sunt, iese cineva, am un văr, are zbrumările, zic, mai tare așa, brumării. Negre brumării, cacușmele alea brumării. Ce să fac, nu? Exact așa, are două oi, are o mieluță, fătată, e o fătată, una oaie bătrân. Păi asta e tot mieluță, că la nândă nu sunt între alea. Uite cât e de faină. Deci, dacă eu trec aici, dită, sare și legat la geas. Frumoasă. Sare? Sar! Când e duce, îmi ieși cum e sărită. De ce? Ies cum apare. E tot el, cu aia se ia, le să soi. Ce scute, bine, nu oi, no, așa vreau eu berbeci cu nasul, vedeți? Așa mă duc. O să fac o rasă de oi care nu prea am găsit la cineva. Am vorbit să-mi dea doi cârlani, e aia, doi miei, cât costă ta plătesc. Da, cu nas, cu os. Da. Dar domnul Lucian ăla și are oi încă mai văzut oi așa. Care e Lucian? Cojoc? De unde? Nu știu, l-am văzut pe YouTube. Domnul Lucian, mă, că-l cheamă. Albino? Cojoc? Mi se pare. Avea ceva oi, breze,
Băi, din Bistrița? Nu, nu din Bistrița. Nu din Bistrița, nu știu, e pe zona la Hață, pe acolo pe undeva. Uite, eu cu băiatul ăsta am fost și am filmat peste tot. Da? Am fost la domnul Neamț, da? El are tot. Eu nu am văzut oi negre, mă, și am filmat decă 50 de stâne. Deci ce văd la tine aici, rasa asta, n-am văzut-o nicăieri. O să le mulțumesc și eu. Eu nu o să mă mai iau după subvenții, dacă o să fie, o să le pierd, dar o să fac o rasă de oi. Dar ce, dacă îți faci alt... Vezi, roșiile alea, ce-s roșii, așa roșii pe obraz. Nu, alea au fost cea mai bună oi de lapte pe zona noastră. Nu, bine, acum, haide să povestim, da? Da. Există bălă, nu? Da. Oacheșă. Da. Brează și care mai e? Pistruie, yes. Ok, și a ta, rasa asta care o ai tu, cum se numește? Ce denumire are? Nu știu că eu le-am corșit rău. Da? Eu le-am băgat în felul de berbești să scot, eu mi-o trebuie să fac oaie de lapte, aia mi-o trebuie. Nu. Eu, ce am luat? Am luat oaie de lapte. Eu, da, mă, că, uite, cum nu sunt... mă uit că-i bălă, că-i... Dacă și bălă, am avut și bălă și dacă nu mi-a fost plăcut de lapte, eu n-am ținut-o. Trebuie să dai cât de cât și lapte, că eu le mulc și le fac brânză de la ele. Și v-am spus, lapte de și de tot ce trebuie. Uite și bălăia asta, asta e dintre o bălă, dar se trage dintr-o oaie tot bălăia acolo ce o am eu cu capul încolo, aia e mama ei lui. Uite, vezi că seamănă, că te uiți în pute, este din o mie, seamănă, aia e bălă, mama ei. E o bălă de la omul ăla, ce s-a spus așa, e foarte bună de lapte. Mie îmi trebuie oi de lapte. Uite cum se sare. Tu știi că la noi în zonă, de fapt, nu știu, spun eu, sunt, da, sunt, le-au pus lăptăria tank. Și le dă 6 lei pe kilogram. Nu e rentabil. Nu? Nu. De ce spui așa? Serios acum. Nu e rentabil. Eu nu știu. Deci, de la 7 lei, dintr-un kil de lapte, pardon, din 7 kg de lapte, 6 de oaie, faci un kil de brânză. Un kil de brânză, îl vinzi cu 50 de lei. Da. Îl vinzi cu 45. Da. Și 6 kg, 7 e 49, nu? Da. Îi 6 ori 7 e 42. Nu, hai, ai 40 de lei, că ești undeva. Nu ești mai mult, cum 40 de lei, 40 ceva. Dar eu mai scot și urdă, mai fac și jântuit, mai deci, dau și zărul la porci. A, deci aveți preț bun și pe urdă, aveți cerere și pe urdă. 25 kg de urdă. Și este cerere pe urdă. Hai de capul meu, cum să nu fie? Este și pe urdă, și mai ales pe jântuit, că jântuitul e foarte căutat. O jântuit bun. Care storce jântuitul și îl face de la zi la cel... Da, poate că jântuit face, se face balmă. Da. Am fost în Maramureș și acolo se face balmoșul din smântână. Nu glumesc. Știu. Și se mănâncă laptele acela de, cu laptele de oaie. Da, cu lapte acru. Păi a zis că îl fierbe 8-9 ore și da. De, am mâncat ce foarte bun. Eu fac lapte, încă mai am ceva așa mai puțin el, dar toamna e mai puțin el. Primăvara fac lapte mai mult, că oile dau lapte mult și poți face mai mult lapte, n-o să... Nu, am și-l berbece, zice, uite, berbece mare, vezi Maris? Uite de mare și berbece aia de acolo, uite, băli, aia-s lost. Că ne-am cumpărat-o prima dată când ne-am făcut originea, în 2016, 2017, așa că nu, uite aia dintre mai mare. Așa a fost, mai bătrân și uite, unul încă ce are, unul l-a sacrificat ieri. De ce? Da, l-am trăit la cineva, l-am dat. Am zis că ăștia bătrân trebuie să-i scos, o schimbă pic. Domnul Savin, dumneavoastră, am înțeles că ați făcut transumanță și ați mers peste tot. Care sunt cei mai buni câini? Asta e o întrebare grea, ce spuneți. De bine, fiecare, acum... Stai să vă spun. Fiecare, pe toată zona unde mergi, are o anumită rasă de cam de câini. Da, da, nu mulți merg la munte. Cum mergeți dumneavoastră? Nu merg la munte. Eu v-am zis, ai văzut pe câinile la alte țânate. Da. Are 2 ani. Eu cred e foarte agresiv. El sunt și legat acolo. Am, eu la rasa asta și o am eu. Eu sunt foarte mulțumit din balanii ăștia. De balanii am, l-am pus în scurs de aia. Scorci, nu știu cum. Eu l-am cumpărat. Și am haituțele alea și le-am acolo încă de sabernat să trag cu ceva ciobănesc. Haideți că mergem dacă vreți. Eu am fost în zona mea, eu sunt de lângă Lechința, știți? Da. Multă lume a trecut pe Cangal, dar ei acolo, cumva, noi avem pășuni de 170-180 de hectare. Uite, câinii mei, ați văzut că vine așa că stau un pic. Iată, la fel, de oi, n-am treabă cu nu trebuie câini. Eu aici lume trece. Hai să mergem la câine. Da, trece multă lume. Uite și pe câine. Îi strâng. Trece multă lume. Da, hai, hai. Hei, Alin, hai încă.
Hai la buc, hai, hai. Îi zice, câini care nu pot. Nu-s câini ca să de... Uite, ăla, câine, nu-i câine, câine mare, câine mare. Ăla fuge de ajunge din fugă la orice sărbătăcine acolo. Adevărat. Câinii trebuie să păzească aici, nimic. Nu să se ducă acolo. La noi lumea nu merge la munte, știți? No, eu mă duc la munte, eu oile și acolo la munte, mi-am dormit în larg, în liber, n-aveam stași la el. Nu? Nu. La ursul și de astea am pățit. Până la urmă am ajuns, mi-am făcut și stași. S-a venit o vreme, s-au venit niște lupi și mi s-au băgat între ele. S-au părțit nimeni, s-au fost vreo nu știu cât. Am numărat eu odată acolo, pe ușorul Dornii, unde aproape lucram într-o tonă, 11 am numărat. 11? 11. Nu vă-mi, 11 am numărat, am martor, am fost 4 oameni. Lupii erau băgați în pădure. A, da, păi, la 11 lup mă gândesc că nu-i face față 10. 11 lup o să ai tăt scrâni. Nu ai ce zic. Dacă se bagă aia din grup oile, e scăpat în vali capul. Poți să ai câinii lui, nu știu ce știu să ai, tăți cangali. Am înțeles. Dar eu zic cangali, eu nu știu. Bine, eu acum am vrut să vă zic că la noi lumea a luat, sunt frumos, sunt mari, probabil sunt și foarte puternici, dar... Nu știu, nu știu dacă... Asta reușe cangal să rupă. Da? Pariat-o cangal. Ăla unul ce i-avea acolo jos la vale legat. Ăsta e de Bucovina? Ăsta e... Nu. Scorci. Ăsta mi-a scos atunci, mă scos din de la... Ia, și de la urs. Și de la urs, eu scos, uite, au fost un câine foarte, foarte bine. Leu, hai. Leu îl cheamă. Leu. E un câine și mai mult, o să știi, nu cât pe omul pretinus. Nu? Dacă nu se duce din fața lui, trebuie să-l ocolești. Da? Dacă se duce, tragi deoparte, nu duci, stai, hai. Și eu, bă, hai. Nu vreau să se pun mâna așa, apeși dacă... Hai la mă, hai. E un câine așa, el și mai am o haite. Numai când vrea lui, când a lui chef. Nu stau. Seamănă Bucovina asta. Seamănă, dar nu, nu e Bucovina, e corcit. Dacă am avut o... Niște câini. O rasă de la un înceaș de aici umbla la oi. Fost un câine bătrân tot așa, o să mă lași din prăzina să trage. Niște câini când rung cu salzi se trage. O fost, da. Dar vă ce mai am una care v-am zis, uite o. Aia la altă de la vale, Ioriță. O vedeți? Da. Tot cu nasul alb și la aia așa. Asta trebuie să se face acum, mască ceva, putem vreo 50. Nu mai ești mai multe, cred că așa. Văd că vă faceți casă. Aici, da. Dacă totuși aproape de... O fac așa, mai, mai, am mai multă lumină. Am văzut ce peisaj frumos aveți și zona unde sunteți dumneavoastră. Da. Zona asta, Leșu, de aici mai sus ce este? Păi, noi mergem până la piatra cu zinele. La Dracula, la Tihuța, este drum. De aici? Da. Exact. Zona asta, de timpul Ceaușescu, a fost cunoscută. Pentru oameni fi cunoscută. Aici au vrut să fie Ceaușescu, dar... Am văzut și la bătrâni pe bunicul. Că vor să înfunge să facă un baraj. Păi, la Ilva, dar nu-ți o temu că nu ține acolo, la strânturi. Zic că e acolo, să nu ține terenurile alea. Să facă barajul odată aici, să evacueze oameni. Și dacă tot nu mure, tot așa vor să facă contul de ăsta de... conting din ăla de porc și de vaș, vor să facă așa. Pe cam peste, cam peste tot a făcut el. Așa au vrut să facă, am auzit eu că ala au vrut să facă după aia. Și ca și crescători de oi, erau multe în zona asta? Erau. Erau, nu? Erau oi multe atunci la noi. Foarte multe. Nu am o puține ce mai este, câteva mii. Nu știu dacă m-ați vreo 3000 de oi, dacă m-ați. Sunt 3000? În jur, 2000 și ceva. Pe... Cam așa. 2000 și ceva sunt ceva oi, domnul Sabin. 2000 și ceva puțin, atâta dacă mai sunt. Dar noi am avut și 5000 de oi. 5.000? Da. După Revoluție, nu pe timp. După. Și înainte, o sorte, erau care ține o minte, era un coș, era bunic, cum era la piciorul anclului, era stână, de câte 2.000 și ceva și era și câte două. Era 1.500-2.000 aproape, era numai în Lala și în piciorul anclului, era vreo 3.000-4.000 de oi acolo, plus că era la hotarul astea câte 2-3.000 aici. Era foarte multe oi. Dar ținea și lumea multă lume. Toată lumea avea atunci 15-20 de oi. De la 10 în sus poate. Nu, aproape nu era casă să nu aibă. Fiecare să ne ia pentru consum propriu. Și acum nu mai. Acum
La mulți soia nu este mai rentabil, nu e rentabil. Cum e supermarket, rentabil. Da, nu poți să ai profit dacă nu investești. Dacă nu investești. Așa eu putem, mă, n-aș de plus să-mi fac, nu, trebuie să nu știu, era cum scau pătrâni ăsta, că acum am apucat să-mi fac casă. Da, am avut cum până acum. No, eu mai luat terenul, am mai cumpărat, că oile astea, dacă n-ai terenuri, să mergi să stai numai pe oameni în orice zonă, nu poți. Dar dați brânză, nu? Pe da, pentru... oamenii îți dau, că și pe ei nu pot, nu sunt oameni, îți dau, te lasă pe aici la noi, nu? Mă, să fiecare om mai așteaptă o atenție, mai nu, mai... Câte ceva trebuie să-l mai ajuți pe om și nu putem să stau aici, mă duc mai mult, în dealul ăla mai mă duc și stau toamna cu ele, vedeți? Acolo, partea aia alaltă, aici în dreapta, nu mă pic să vede o poiană și coinile alea, pas, mă, toamna acolo, vin aici, îi schimb. V-a ajutat acum și vremea, că a fost... Da, 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 o fost bine, o fost bine, da, uite, mâncă fânul, am fânul, dar nu știu. Da, vreți să ne mai mulțiți mult? Atâta de mult nu. Nu? Eu cam aici, undeva să-mi fac... Să mai reglez un pic, trebuie să am cam 300 fătătoare. Că știi cum, la noi e multă muncă, aici avem multă iarnă. E multă iarnă aici, da. No, la noi e multă iarnă. Ei, pot să zic că dacă mergi partea, cum a spus, de la Lechința încolo, sau vorbim numai nu de Lechința, de la Năsău, de aici. Ei, cu o lună de vreme mai este primăvară ca la noi, pe da. Ușor. Ați făcut transumanța asta, ați prins să o faceți așa, o săptămână, două, să mergeți să dormiți pe zăpadă? Nu. Eu nu. N-am mers pentru că nu ai zona unde să mergi aici. Am te duci cu ele la te mai duci așa că mergem noi prin pădure, mai pe la le mai ducea mai înainte, mai pe la rug, mai eram așa o zi. Dar nu, aia trebuie să fie și liniștită să stai să mânci. Dacă vrei să ai la ce trebuie. Profit și el și eu ai, dacă duci numai să iei îngetătură pe câmp, ai pierderi multe. Și să nu crezi că așa n-au pierderi. Dacă ai muncă numai pe stomac îngețat. Serios? Da, pierd ei, avortează oile. Nu, multă lume nu grăiesc, dar eu știu că am făcut. Și am mers, le duceam, mai duceam toamna pe îngețătură și aveam, uite, nu te mint, acum am două ce mi-l opă, dacă mi-l lovi un berbec. Atât. Dar înainte poate aveam și 15 care mă avortau. De ce? Dacă le duci la înghițătură și nu mănâncă, le dai să mânce. Da, da, păi înainte nu aveți atâta putere să le luați porumb, fânez nu, bun. Da, nu le luam, nu aveați. Atâta porumb le mai dușeam, era mai greu, nu. Cum să spui, ori la șe când începi și ceva nu ți-e ușor. E greu, trebuie să tragi pentru anumit ce tragi. V-am zis, am lucrat și în pădure ca să le întrețin pe ele. În pădure? Ce bani ce făceam, vineam, cumpăram porumb, cumpăram fân, cumpăram ce trebuie ca să le întrețin pe ele. Înseamnă că v-au fost dragi. Nu. Am ajuns atunci că a fost bătaie de joc cu mielul, a fost bătaie de joc cu brânza. De ce spuneți bătaie de joc? Păi au fost foarte slab plătiți. Au fost 6 lei 50 kg de miel. 6 lei 50? Da. În ce an a fost așa? În... Să nu greșesc, chiar atunci eram foarte necăzut de bani. Nu uit veci, am cumpărat un teren. Prin 2018, 2017. 6 lei 50, foarte da. Ieftin. 8-7 lei. Am ținut prin 2015. Era complexul ăsta, era la mese media. Am ținut niște mie până toamna. Mi-am făcut mari, ce să vorbesc. Miei de 50 ceva, 60 de kg. 100 și ceva de miei. Am vorbit cu aia că sunt miei, că îi plătește mai bine, că să-i țin. Am cumpărat o grămadă de furaj, am adus și de plăin că a cumpărat. Mi-au dat granule și când am mers mi-au dat 8 lei pe kg. A zis, bă, bară în 10, da, să vă zic, da, bă, da, dau 10 lei. 10 lei tot mai scotea ceva, eram ei mari. M-am zis, eram ei cât oile. Le dam porumb, le dam fân, îi pășteam aici pe coastele astea și le vezi așa ce îi pășteam. Îmi dat prin octombrie, mai știu, mijlocul octombrie, cam așa, taie joc. Deci atunci nu-ți mai vinea să ții. Și brânza cât era? Brânza era, mereai în piață, dacă ne sunt, era 15 lei, îți dădea 12, îți dădea 13. Te treci cu 10 lei. I-am spus, bă, câte pomană vreți să mai mâncați? Sincer. Deci atunci acestea au fost oameni foarte grei. Dar să știți că în ziua de astăzi, eu tot am mers așa, cred că eu sunt genul de om care nu cumpăr brânză din da. Kaufland deloc. Dar multă lume merge și cumpără din supermarket. Nu știu. Dar v-ați uitat în Kaufland câte 100 de grame de brânză? Bă, nu, dacă eu nu iau... Duceți-vă să vedeți că vedeți brânzeturi aduse, dar aia nu mai nu spune nimic că aia e brânză. Bă, eu am mâncat, scuză-mă că te întrerup. Când eram sărac,
nu ca și bogat acum. Era un fel de vrânză pătrată, foarte frumoasă, arta extraordinar. O lăsai două ori la soare, crăpa, dar n-avea pic de lapte. După aia, după ce am scăpat și la un pic de bănuți, m-am uitat și eu ce scrie, zic, uite ce am mâncat. Nu știu ce din ce era făcută. Nu, poate credeți-mă, eu am vreo 2 ani de zile, nu știu dacă nici salam nu mănânc. Eu am făcut din capră și din oaie. Eu ce fac acum? Acum nu te mint. Când tai cam, tai 2-3 berbeci, tai niște stârpâni, mai am, mă duc când fac pastramă, că acum am mișcat gata. Pastă de mici mai am, cât n-am să mai am de oaie. Dar pastrama am avut și pastramă facem acum. Nevasta nu mănâncă carne, eu aghiloc. Nu? E nu. Nici de miel, nici de... Numai cât cată de ele, dar nu. E dragi și e foarte dragi. Nu mâncă, eu mânc, deci eu cu natul mâncăm, eu mă duc când fac. Ce se poate? Pastă de mici, tai un porc, un vițel, eu mă duc și amestec acolo, fac salam sau fac ce fac. Eu din supermarket nu mai mănânc de vreo 2 ani. Da, așa și eu. Acum bine, intri și mai cumperi dero, paste de dinți, d-astea, da? Astea uzurile... Adică intrăm în ele, intrăm, nu? N-avem ce face acolo, că e luxul ăsta poate până la urmă, la toată lumea și așa, da. E vorba de mâncare acum, nu. Am, sunt porci, sunt... Ține și porci? Da, sunt porci, sunt... Am și aici, încă una aici unde am în vale acolo. Dar văd că mai aveți aici un... Așa, am cai, porci și vaci, un porc. Așa am niște cai, am 3 cai, 2 cai. Două iepe am, o ia pe păta, una nu ia păta, nu știu că am dus-o, nu s-o prins. Am o mânz de o an jumate și două vaci mai am. Domnul Sabin, foarte bine v-ați dezvoltat. Felicitări. Bine. Și vă mulțumesc că ne-ați primit și poate la vară ne primiți să ne mai... Când merge la munte cu ele. Se merge, eu suim, v-am zis aici la deal, puteți să veniți, atunci o să fie fain, când o să face măsura oilor, când o să fie lume. Da. Verde tot. La măsură cum se face, că apropo? Foarte frumos. Nu, dar zic, se mulg oile la fiecare oameni în parte? Da, sau? Eu acum să vă spun, n-am mai făcut măsură, că să se mulgă, eu le-am dat după oaie, înțelegi? 6-7 kg după oaie, cum e cu soaia. N-am mai făcut măsură, dar bine, ne strângem acolo, facem un ceaun, facem, petrecem, deci totul cu capul ar fi fost măsura. Da, da, măsura ce înseamnă? Măsura normal, când era măsura oile, era măsura când... De exemplu, veneam eu cu 10 oi la dumneavoastră. Sara vine vârșogul, vârșogeai oaia, că tai oaia să fie mulsă. Dimineața o băgai la strungă, o măsurai, o mulgeai cât lapte ai. Păi dacă ai la 10 oi, 10 litri, luai 100 de kg de brânză, dau un exemplu, nu? Amu, sau dacă ai 5 litri, e la 10, e 50 de kg, așa era înainte. Amu, depinde, că eu nu mai pot să fac, le voi le fată de vreme, nu mai dau atâta lachii. Dăm după litra, ne mulțumim un pic cu mai puțin, le mulge 2 ori pe zi, nu le mulge 3 ori. Da, calții. Dacă le mulge de 3 ori, de dezavantaj sau avantaj? Care este? Știți cum? Și tu dacă te bagi un lucru și nu te apuci nici să te hodindești, nici tu nu ești bine. A, deci de 2 ori e indicat. Acolo e indicat, ca păi pe noi într-adevăr, că îmi dau o șeva așa din casă, n-ar trebui să spun. Mulți din josul ăsta, de pe la țărani, ne fășe criminal de mulți la oi. Păi noi cam așa am fost. Și mulți la noi încă nu sunt deșteptați, să știți. Tot așa mult. Dar de ce spuneți așa? Păi le mult până le scot măduva din ele. Parcă din brânza aia două de trăit, de câștigat. Acum fiecare. Ce... Da, bun, nu condamn pe nimeni, dar nu, să nu creadă nimeni că face ceva. Nu face nimic. Nu, de două ori oaia strâne laptele până pe toamnă mai târziu. Bine, asta... domnul, ce să vă zic? Am văzut aici ce este. Aveți fermă frumoasă. Aici avem de tot. Ne vedem în primăvară. Da. La revedere. Doamne ajută.